Voința Vișna reușește de la etapă la etapă să-și facă media de cel puțin 3 goluri pe propria arenă, dovedind totodată că este o echipă puternică a campionatului județean de fotbal, Liga a 4-a Dâmbovița. Victima roșalbaștrilor de sâmbătă, Coada Izvorului, a simțit pe propria piele forța din atacul vișinenilor. Voința a punctat de 5 ori în poarta nefericitului portar advers, la capătul unui joc perfect etalat de Verdeș, Covric și compania. De altfel, Verdeș a fost de departe cel mai bun jucător din teren, atacantul vișinean reușind o dublă, iar Cergan, Covric și Grindel au completat lista marcatorilor din jocul cu Coada Izvorului. Baicu de la Oaspeți a reușit golul de onoare într-un joc în care gazdele au dat un adevărat recital fotbalistic. În urma succesului înregistrat, Voința Vișna a realizat 16 puncte și ocupă în continuare poziția 8-a în clasamentul Ligii a 4-a. Rezultatele complete înregistrate în cadrul etapei a 10-a din campionatul județean de fotbal, Liga a 4-a Dâmbovița, cât și clasamentul azi sunt următoarele.